Seara, bun găsit la Jurnal. Iată subiectele zilei. Criza manualelor din învățământ a fost rezolvată în stil românesc. În plin scandal, ministrul Educației a dat un ordin prin care le-a cerut inspectoratelor școlare să completeze stocurile de cărți pentru clasa 1 și a 2 din edițiile vechi. Ca atare, elevii vor învăța după acestea până când se va termina licitația pentru cele digitale. Fiecare școală a trebuit să completeze până astăzi online necesarul de manuale școlare pentru clasa 1, iar acestea vor fi livrate din stocurile editorilor până la sfârșitul acestei săptămâni. Aceste manuale sunt manuale noi, dar sunt vechi, ca să folosesc o sintagmă. Este vorba de manualele care se folosesc de peste 10 ani în sistem, dar sunt retipărite în fiecare an, deci practic la clasele întâi niciodată manualele nu au fost recuperate și reciclate. În fiecare an copiii de clasa întâi primeau manuale noi, ca și structură tehnică. Iar ca și conținut, spuneam, sunt cele care se folosesc de mai mulți ani, urmând ca în cursul semestrului întâi, așa cum s-a făcut precizarea și de către Ministerul Educației, aceste manuale să fie schimbate și să intre pe rol manualele digitale despre care... Elevii din clasele a doua vor învăța și ei după manuale vechi, dar acestea există deja în școli. Ministerul Educației a anunțat că a finalizat reevaluarea ofertelor de manuale școlare pentru clasele a 1-a și a 2-a în format tipărit și digital, în încercarea de a face un pas major în rezolvarea crizei în domeniu. Procedura este prima etapă din licitația publică pentru achiziționarea manualelor. Peste 1000 de elevi au participat în această dimineață la flashmob-ul organizat de Asociația Samaritenilor din România. Ei s-au alăturat copiilor din alte 15 țări europene și au avut un țel comun, acela de a combate indiferența vis-a-vis de victimele accidentelor. Elevii au acordat simbolic primul ajutor jucăriilor de pluș și au făcut demonstrații de intervenție în diferite accidente. Mii de baloane au fost eliberate în aer ca semn de solidaritate cu victimele accidentelor de orice tip. Copii de la 4 școli din oraș au învățat în doar 4 zile cum să acorde primul ajutor, cum să se comporte în situații critice și cum să învețe și pe alții să nu rămână indiferenți la suferința semenilor. Azi, cu toții s-au strâns în centrul orașului, formând un lanț uman. De copii, în felul acesta și-au manifestat acest respect față de cei care acordă primul ajutor. Elevii au participat activ la toate cursurile de pregătire pentru acordarea primului ajutor și s-au bucurat de lecția primită, care, spun ei, le va fi de mult ajutor și lor și celor din jur. Am învățat cum să ajutăm oamenii. Dacă cineva a leșinat, trebuie să-i facem masajul cardiac de 30 de ori sau respirație gură la gură, dacă nu se trezește. Dacă vedem un om leșinat pe stradă, trebuie să chemăm urgența, iar dacă suntem un pic mai departe, trebuie să încercăm să-i facem noi ceva, adică ori să-i facem un fel de masaj cu podul palmei de 30 de ori și dacă nu se trezește, să-i facem respirație gură la gură de 2 ori. Evenimentul s-a desfășurat simultan în 15 țări din Europa. Premieră pe scena politică, un consilier local UDMR a trecut la un partid românesc. Acesta este din comuna Tulgheș și a ales să treacă la PSD, invocând motive personale, fiind primul caz de acest gen înregistrat în Harghita. Vicepreședintele PSD Harghita, Marcel Vancu, primar al comunei Tulgheș, a declarat pentru Ager Press că este vorba de profesorul Dimeni Ciobo, membru în Consiliul Local, care a semnat adeziune pentru a se alătura socialdemocraților. Marcel Vancu spune că această trecere de la UDMR la PSD este prima din istorie și consideră că reprezintă un gest de normalitate. Președintele organizației teritoriale UDMR Gheorghen, de care aparține Tulgheșul, Bende Șandor, a precizat că nu a fost anunțat oficial despre această decizie a colegului său și recunoaște că este primul caz în care un ales local al Uniunii a trecut la un partid românesc. În urmă cu câteva zile, 5 consilieri locali PDL de la Tulgheș au trecut la PSD.
Mai mulți primari din Mureș sunt constrânși să treacă la PSD. Asta a declarat într-o conferință de presă cu președintele Alianței Creștini Liberale PNL-PDL Mureș, Dorin Florea. Liderul democrat liberal a spus că mai mulți primari din județ au fost amenințați cu disponibilizarea dacă nu vor renunța la culorile politice sub care și-au câștigat funcția pentru a trece în tabăra puterii. Dorin Florea a menționat că i-au fost aduse la cunoștință două astfel de cazuri, dar nu dorește să le facă publice. Florea a mai declarat că dacă dreapta va câștiga alegerile, își va canaliza forțele pentru precizarea prin lege până unde se poate ajunge cu numirile politice în funcții și pentru a explica populației de ce este contraindicată politizarea excesivă a funcțiilor politice. Fostul șef al IPJ Mureș, Valentin Pescari, a fost trimis în judecată de DNA sub acuzația de luare de mită. Totodată, chestorul Valentin Pescari a fost înlăturat de la șefia IPJ Mureș, comanda inspectoratului fiind preluată de prim-adjunctul său, Alexandru Câmpean. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, sprijiniți de specialiștii Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Mureș, au finalizat ancheta în cazul fostului șef al Administrației Bazinale de Apă Mureș, Teodor Giurgea, și a chestorului de poliție Valentin Pescari, șef al IPJ Mureș. În consecință, procurorii au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a chestorului Valentin Pescari, șef al IPJ Mureș, și a fostului director al Administrației Bazinale de Apă Mureș, Teodor Giurgea. Cei doi sunt acuzați de luare, respectiv dare de mită în formă continuată. În consecință, chestorul Valentin Pescari a fost înlăturat de la șefia IPJ Mureș, surse din inspectorat declarând pentru 24 de ore mureșene că prim-adjunctului Valentin Pescari, comisarul Alexandru Câmpean, a preluat comanda IPJ Mureș. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Târgu Mureș. Ofițerii stării civile de la primăria Sighișoara se aleg cu un profit de 60% din taxa percepută mirilor de municipalitate pentru a le elibera certificatul de căsătorie. Acest lucru a fost amendat de Consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara, care consideră că acești bani ar putea fi folosiți pentru renovarea sălii unde se oficiază căsătoriile. Consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara au depus cu mai bine de un an de zile în urmă un proiect prin care se cere redistribuirea cuantumului taxei de căsătorie în folosul orașului. Legat de proiectul pe care am depus cu taxele de căsătorie, acesta a venit în urma unor discuții cu colegii din Uniunea Independentă pentru Sighișoara și nu doar cu aceștia. Am ajuns la concluzia că din moment ce persoana care oficiază căsătoriile este plătită să facă acest lucru și apare în fișa postului să facă acest lucru, nu ni s-a părut normal ca pe lângă banii care primește de salar să mai primească 60% din taxa de căsătorie pe care o plătește orice pereche care se căsătorește în Sighișoara. Pentru ca banii să fie folosiți în avantajul celor care îi achită, taxa ar trebui utilizată conform consilierului pentru reamenajarea sălii unde se oficiază căsătoriile. Am propus ca acea taxă din acel procent de 60% să intre în bugetul local, din care să se amenajeze sala de căsătorii, sala festivă a primăriei și eram deschis la orice alte propuneri din partea colegilor din Consiliu pentru redistribuirea acestor bani într-o altă parte, în instituția primăriei, bineînțeles. Proiectul nu a întrunit însă sufragile consilierilor sighișoreni. În mijlocul acestei luni s-a dat startul unei campanii pentru salvarea celui mai vechi simbol al Reghinului. Este vorba de Biserica Evanghelică, ce a fost construită în anul 1330, iar în această vară a intrat în reparații. Mai sunt necesari însă 82.000 de lei pentru ca lucrările să poată fi terminate până la venirea iernii. Campania de ajutorare a Bisericii Evanghelice din Reghin prevede donarea a 2 euro prin transmiterea unui SMS cu textul Ajut la 8835. În prima săptămână de campanie s-au strâns 58 de SMS-uri de la oameni darnici. Oricine dorește să sprijine renovarea Bisericii Săsești, să-și primească hainele pe care le merită, poate să o facă. Era un termen limită în care trebuia să fie gata renovările? Termenul limită cred că era începutul sau mijlocul toamnei, până la care temperaturile permit munca. Campania o derulăm din 15 septembrie până în 31 octombrie și poate o prelungim cu încă o lună. Pentru toți cei care nu sunt în țară și doresc să ajute proiectul, există posibilitatea donațiilor online. Campania de strângere de fonduri se desfășoară până la sfârșitul lunii octombrie. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș. Acesta este proiectul implementat de compania Aquaserv, ce vizează extinderea sau reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în județele Mureș și Harghita. Investiția se ridică la peste 110 milioane de euro, fiind cofinanțată din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial de Mediu.
Programul de extindere al infrastructurii de apă și canalizare se va implementa în 7 orașe, printre care Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni și în alte 57 de comune. Prin intermediul acestui proiect, peste 300.000 de locuitori vor beneficia de îmbunătățirea rețelelor de apă și canalizare, în timp ce aproximativ 60.000 vor avea acces pentru prima oară la apă curentă. Anul 2014-2015 sunt ani de vârf pentru realizarea acestui proiect. Cu toate acestea, preconizăm trecerea peste perioada de eligibilitate de 31 decembrie 2015 a 4 contracte care se vor continua și se vor finaliza în 2016. Vorbim de reabilitări și extindere rețele Târgu Mureș, aducțiunea Valea Vonicen-Sărmaș, stațiile de tratare a apei Miercurea-Niraș și rețele din Sighișoara și Cristul. Toate contractele au fost deja semnate, ultimul fiind parafat pentru construcția aducțiunii Voinice-Sărmaș. Dintre cele 18 contracte incluse în proiect, 16 vizează lucrări ce se vor efectua în cadrul proiectului, iar 2 sunt contracte de servicii. Contractorii sunt și din străinătate, sunt și din România, sunt din Germania, din Spania, avem și din România destul de mulți. Prin intermediul acestui proiect se vor construi și reabilita peste 160 de kilometri de rețele de apă potabilă și aproximativ 90 de kilometri de rețele de canalizare, 6 uzine de apă potabilă și 5 stații de epurare a apelor uzate. Contractul de finanțare aferent proiectului a fost semnat în data de 8 aprilie 2011, finalizarea fiind prevăzută la sfârșitul anului 2015. Primăria a economisit 3 milioane de lei cu reabilitarea cetății medievale din Târgu Mureș. Suma provine, potrivit municipalității, dintr-o diferență a prețului estimat de proiectant și costul efectiv al lucrărilor realizate de când cetatea se află în reabilitare. ADR Centru a fost de acord ca suma economisită să fie folosită pentru crearea unui sistem independent de irigație, dar și pentru conservarea siturilor arheologice. Totul trebuie să fie util. Nu trebuie să faci lucruri respingătoare, să te uiți la ele și să te miri cum să pune praful. Istoric. Deci, cetatea vreau să fie vie. Proiectul de reamenajare și conservare al cetății medievale Târgu Mureș are o valoare de 30 de milioane de lei. Din acest total, 22 de milioane reprezintă finanțarea nerambursabilă. Deci, cetatea nu poate rămâne la nesfârșit. Deci, trebuie păzită, îngrijită și închisă la ora 1 noapte, dau un exemplu. Ca să rămâi în restaurant sau să rămâi în zona atractivă, trebuie să ai un circuit limitat. Și atunci pot închide poarta de la turn, dar rămâne poarta dinspre oraș, care e mult mai ușor de întreținut. Cetatea medievală va fi reabilitată complet până în toamna anului viitor. Cerul va fi acoperit la sfârșitul acestei săptămâni de 10 de baloane gigant. Pasionații zborului, dar și curioșii, sunt așteptați la parada baloanelor cu aer cald, care va avea loc de vineri și până duminică în localitatea Câmpul Cetății, lângă Sovata. Evenimentul va întruni echipe de amatori ai acestui sport din țară și de peste hotare. Pe parcursul celor 3 zile, baloanele se vor ridica la ora 7 și 19, iar doritorii vor putea să și zboare cu ele. La eveniment vor avea loc și demonstrații de zbor cu parapanta și deltaplanul și de asemenea se va desfășura și o paradă a mașinilor clasice. Haideți să urmărim împreună rubrica Evenimentul zilei. Principalele evenimente care au avut loc de-a lungul anilor în data de 24 septembrie. În 1541 a murit Paracelsus, alchimist, medic și filozof elvețian, una dintre cele mai pitorești figuri ale Renașterii, precursor al iatrochimiei prin folosirea în tratamentul bolilor a unor medicamente realizate prin sinteză chimică. În 1940 s-a născut Barbara Olbut, cântăreață americană a trupei Angels. 1941 s-a născut Lucia Hosu Longin, jurnalistă româncă. În anul 1941 s-a născut Linda McCartney, cântăreață americană și soția lui Paul McCartney. În anul 1967 s-a născut MC Michael G, rapper britanic. În 1970 a fost adus pentru prima oară pe Pământ un sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate Luna 16, aparținând fostei URSS. 1991, minerii de la Vulcan, aflați în grevă nemulțumiți de întârzierea răspunsului guvernului la revendicările lor, pornesc spre București. În drum se opresc la Craiova și devastează gara. În anul 1996, sectorul agricol Ilfov, al șaptelea sector al capitalei, alcătuit din 38 de comune și orașul Buftea, a fost transformat în județ. În 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant de mână din lume. Iar în 1998 a murit Irina Eliade, traducătoare și prozatoare. Iată și informațiile din sport.
ASEA s-a calificat în optimile de finală ale Cupei României după ce a bătut cu 4-1 Concordia Chiajna. Vedeta meciului a fost Accente, cel care a făcut posibilă calificarea roșalbaștrilor. Echipa antrenată de Marius Șumudică, Concordia Chiajna, nu a avut sorți de izbândă în fața mureșenilor de la ASEA, care au dat dovadă de profesionalism în meciul jucat seara trecută. Oaspeții au deschis scorul în minutul 6, bucuria adversarilor nu a durat mult. În minutul 27, Accente a egalat cu ajutorul lui Amauri, care a trecut apoi de adversar cu încă un șut reușit la poarta Concordiei Chiajna. Prima repriză anunța un scor de 3-1 după ce Endoi a marcat pentru ai noștri. Ultimul gol al partidei a fost înscris în minutul 65 de același Accente, oaspeții nemai putând face nimic spre bucuria roșalbaștrilor. ASEA Târgu Mureș alături de Adrian Falup merge direct în optimi. Cum va fi vremea în intervalul următor, aflăm acum. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știtv@gmail.com și nu uitați, jurnalul poate fi revăzut pe pagina noastră de Facebook Televiziunea Știtv. O seară plăcută tuturor! La revedere!